Bun găsită, pasionații ai utilajelor! Tomiță Cărciumaru, administrator fermă în zona Dobrogei, este alături de noi. Domnule Cărciumaru, vă mulțumesc pentru că ați acceptat acest interviu. Specialiștii în domeniu vorbesc despre un an 2020 deosebit de secetos, comparabil cu seceta din 1947. Care este situația în zona dumneavoastră? Exploatația noastră se află în mijlocul Dobrogei, undeva în zona continentală, în localitatea Țepeș-Vodă, și este axată pe cultură mare, culturi vegetale și zootehnie, creșterea bovinelor de lapte. Noi, din păcate, ne aflăm, după cum v-am spus, în zona continentală a Dobrogei, unde seceta s-a instalat de vreo 10 ani, an de an, se instalează an de an, dar atât de crâncenă nu a fost până acum, deoarece, de bine de rău, culturile de toamnă au beneficiat de măcar de umiditatea de pe timpul iernii, când am avut, în anii în care am avut zăpadă, chiar dacă nu pentru mult timp, pentru că aici în zona noastră ea rezistă foarte puțin, dar măcar vine din abundență, venea din abundență. De ce vorbesc la trecut? Pentru că în ultimii 2 ani, din păcate pentru noi, deci ultimele 2 ieri, nu am avut niciun fir de zăpadă. Deci solul este secătuit complet. Pentru că din aprilie, mai, oricum seceta se instalează, după cum am spus, an de an, irigațiile sunt distruse de 20 de ani, deci nu avem la ce spera, decât la mila Domnului. Iar dacă și iernile vin fără precipitații, atunci urmează dezastru în care ne aflăm, de fapt, în 2020, deja. Domnule Cărciumaru, ce se poate face atunci fără un sistem performant de irigații? Cum vă susțineți dumneavoastră afacerea? Până acum, v-am zis, baza, ne-am pus bazele, pentru că, ca orice fermier, marea majoritate a fermierilor accesează credite, FADR, credite de investiții, chiar simple de producție, am mers măcar pe minimum de profit, singura satisfacție fiind aceea că, domnule, am încheiat anul, slavă Domnului, cu o producție între 1,8 și, să zic, 4 tone de grâu la hectar, îți acopereai datoriile acolo și ziceai, domne, slavă Domnului că n-am muncit degeaba anul ăsta. Dar, în condițiile actuale, fără irigații, Dobrogea, cel puțin, în Dobrogea este aproape imposibil să mai poți să faci profit. La noi, fără irigații, nu se poate face nimic. De fapt, câțiva fermieri mici, medii, chiar și din cei mai mari din zona noastră, am făcut demersuri pe lângă ANIF, directorul ANIF și o parte din funcționarii ANIF Constanța au venit chiar, ne-au invitat la dânsi și la birou, au venit și chiar și aici, în Țepeș-Vodă. Ne-am constituit de principiu unul la vreo două, chiar trei OAI-uri care ar trebui să apară pe zona noastră. E vorba de această asociație a udătorilor și a celor care folosesc irigații, pentru că ANIF-ul, după cum spunea și directorul, trebuie să facă dovada faptului că au beneficiari pentru a beneficia de bugetare, de fondurile acelei europene nerambursabile. Și suntem în faza, da, cum ca orice treabă la noi merge mai greu, până ne-am adunat, până ne adunăm hârtiile, sunt o groază de documente care trebuie întocmite, semnate, parafate și așa mai departe. Să putem să dăm verde ANIF-ului pentru a se bugeta și să înceapă mare investiție, pentru că canalele de irigații au rămas,
dar ele nu mai au absolut nimic, de fapt, parțial sau și colmatat. Unele dintre ele sunt pline de buruieni, nu mai există infrastructură deloc, țevile din pământ, până și alea au fost mulți, tăiate, furate și duse la fier vechi de către niște băieți deștepți, în ghilimele, bineînțeles. Și ca atare, aici trebuie o reparație, investiție mare, capital. Începând de la stația care se află, sau stațiile de pe malul Dunării, de pompare, până la final aici, la capătul parcelii noastre. Am demarat, să zicem așa, formalitățile astea birocratice. Dar mai devreme de 5 ani nu cred că vom vedea vreo picătură de apă pe canalele noastre. Este o zonă, dacă Dobrogea, din punct de vedere climatic, o putem colora într-un cod portocaliu, triunghiul ăsta de pe plat, de fapt triunghiul Bermudelor, îi spunem noi în zona aici, platoul ăsta al Dorobanțului, podișul Dorobanțului, de fapt, geografic este numit, este cu cod roșu. Adică o rază de 10-15 km de jur împrejurul zonei noastre, zona Gălbiori, Dorobanțu, Siliștea, poate să plouă în afara acestei zone, plouă adevărat, iar la noi facem plajă. Adică e, vezi cu ochii perdelele de apă, cum cad de jur împrejur, dar în zona noastră curenții dunăreni, probabil, și curenții maritimi aici se întâlnesc și formează un vârtej așa nenorocit, care face să învârtă norii și să îi împrăștie în final peste noi netrecând, sau foarte rar. Asta e principala durere a fermierului, lipsa apei. Că fără apă, spunea socrul meu, Dumnezeu să-l ierte, că el a și înființat exploatația acum vreo 15-20 de ani, iar noi am preluat-o din mers, am încercat să o modernizăm, mai cu FADR, mai cu fonduri bancare, mă rog, am implicat și copiii la rândul nostru, dar poți să-i dai, asta era vorba lui, poți să-i dai culturii și lapte de cuc. Dacă nu are apă, care este esența vieții, nu poți face mare brânză.